Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi Gabriela Elena Blaga, strateg în schimbare, leadership coach, autor și speaker. Și vom vorbi despre fericire. Pe marginea cărții, avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Ecor, celebrul speaker motivațional și de asemenea profesor de psihologie la Harvard, despre care am mai discutat, dar iată, o temă atât de frumoasă încât nu ne mai săturăm să discutăm despre fericire și despre acest autor, aș spune eu, extrem de carismatic, cu foarte multe conferințe ținute la TEDx. Gabriela, bine ai venit la Cărți deschise pentru minți deschise și aș începe discuția noastră cu o întrebare care dă de fapt subtitlul acestei cărți și probabil că tu vei veni cu două abordări sau cu două perspective asupra fericirii, atât aceea de, iată, strateg în schimbare și vom vorbi și despre schimbare ca componentă a fericirii, dar și despre succesul profesional. Fericirea garantează succesul sau succesul garantează fericirea? Asta e o bună întrebare pe care eu aș adresa-o, cred că, de la vârste fragede, sau aș învăța copiii să se uite la întrebarea asta, poate de la, nu știu, chiar, hai să zicem, din clasa întâi. De ce încep cu copiii? Pentru că eu văd în copii adevărați lideri, pentru că ei nu au măști. Și își clădesc fericirea pe lucruri simple, iar noi, adulții, de cele mai multe ori, uităm. Și... de exemplu, iau ceva cu care ne întâlnim zilnic. Vremea, da? Vai, plouă. Iar ei, dacă văd o picătură de ploaie, au curiozitatea să iasă, să aștepte picătura aia să le curgă în palmă. Ei sunt fericiți. Nu mai zic de joaca în băltoace. Exact, am avut ocazia să văd asta și am rămas uimită, eu venind din cultura românească, balcanică, când am lucrat, pentru că ai zis și despre strateg în schimbare, într-o mare corporație și pentru un an am lucrat din Danemarca. Și am fost surprinsă să văd copii la 3-4 ani care călcau în toate băltoacele. La noi știm că părinții mai zic, nu călca acolo, nu, ne ferim, într-un fel, sau îi ferim de mici bucurii. Și succesul nu e ingredientul care generează fericirea, ci e invers. Și tare frumos spune Sean în cartea lui, pentru care vă mulțumesc că ați adus-o pe piața din România. Eu i-am urmărit TEDx, TED Talk-ul prima dată. Și ceea ce spune el, am experimentat pe pielea mea, pornind de la ecuația inversă, succesul îmi va acorda, îmi va oferi fericirea. Ei, și de asta eu am zis că hai să plec din România, pentru că aici nu pot să fiu fericită, nu am succesul pe care am nevoie, să ies afară. Ei, am ieșit afară și realitatea mi-a adus în față altceva și m-a pus față în față cu nefericirea. Poate fi un paradox, Danemarca nefericită. Și din acel moment... acela a fost unul dintre momentele care mi-a demonstrat cu QED că fericirea ne asigură succesul. Fericirea e vitamina efervescentă pe care odată ce o introducem în corpul ăsta, în paharul care ne conține, ne gâdilă, ne oferă și creativitate, ne deschide mintea. Și o să merg acum către o altă carte pe care o recomand în sesiunea de coaching, respectiv a lui Carol Dweck, Mintea flexibilă. Și ce mi-a plăcut mie foarte tare în carte și cu care rezonez, și să aduc acum puțin în anii ăștia prin care am trecut, din 2020, e unealta despre care spune Sean și pe care o numește investiție socială. Iar eu, dacă aș fi să mă gândesc la ultimii 2 ani, o parte din nefericirea, că au mai fost nefericire, așa mi-e să zic,
a fost adusă, a fost generată de lipsa conexiunii cu oamenii dragi și am resimțit-o profund. La nivel fizic, prin oboseală și mă întrebam de ce sunt obosită. Stau mai mult în casă, lucrez în fața calculatorului, îmi lipsea acea vitamină. Îmi lipsea oamenii dragi, îmi lipsea expunerea către oamenii cu care lucrez față în față prin coaching. Scuză-mă dacă am abătut așa discuția, dar aia a venit așa cu o întrebare de ofertantă și adresată atât de frumos încât, da, m-a făcut să... Mi-ai anticipat cumva gândul următoarei întrebări, pentru că asta aș fi vrut să te întreb. Din cele șapte, să spunem, principii ale lui Sean Eckhart din cartea Avantajul Fericirii, cu care ai rezonat cel mai mult. Eu, pe scurt, pentru cei care ne urmăresc și care probabil că vor citi sau au citit deja cartea, aș vrea să le enumăr. Punctul de sprijin și pârghia, și anume ajustarea concepțiilor așa încât să obținem mai multă împlinire și prosperitate. Efectul Tetris, identificarea posibilităților pentru a vedea oportunități în situațiile de viață. Iată un lucru foarte important. În cei doi ani și câteva luni de pandemie, au fost persoane proactive, îmi venea să zic pozitive, dar știi că pozitiv are alte conotații, ne duce în zona medicală sanitară, dar pozitive, pozitive din punct de vedere al gândirii. De fapt, cu o gândire pozitivă, proactive, care au găsit oportunități acolo unde alții poate nu au văzut decât dezastru. Și asta este un lucru foarte important. Căderea ascendentă, care implică identificarea unui traseu mental menit să ne scoată din eșec, pentru că tot vorbeam noi de emisiunea la care tu ai participat, dincolo de eșec, la Busy Life. Cercul lui Zoro, foarte important, ne învață cum să ne concentrăm pe sarcini cât mai mici, pe obiective mici și ușor de gestionat. Extinzându-ne treptat cercul pentru rezolvarea unora mai dificile. Și bineînțeles că Sean Eckhart s-a inspirat din filmul Zorro, când vorbește despre cercul lui Zorro, acea scenă frumoasă între maestru Anthony Hopkins și Zorro, adică Antonio Banderas. Regula celor 20 de secunde, care ne propune să nu cedăm tentației de a urma calea minimei rezistențe. Și iată, revenim la principiul fundamental, esențial, pe care l-ai enumerat tu și cu care ai rezonat foarte mult, investiția socială, care ne amintește că oamenii de succes investesc în relațiile cu prietenii, colegii, membrii familiei. Și cred că investiția socială cumva ne ajută să ne păstrăm acest sentiment și de apartenență la anumite grupuri, pentru că până la urmă, la bază, noi suntem ființe sociale. Exact. Da. Și în ultimii doi ani am avut prilejul să vorbesc cu unul dintre cei mai buni, consider eu, psiholog de la noi, respectiv cu Diana Vasile, care mi-a mărturisit într-un Zoom organizat pentru niște adolescenți exact ceea ce spui tu. Noi suntem mai presus de toate ființe sociale. Ea spunea în acel Zoom că a fost obosită, mult mai obosită de un număr mai mic de sesiuni de psihoterapie prin Zoom decât dacă le-ar fi făcut în cabinet. Da, suntem ființe sociale și eu îndemn pe oameni, pe cei care ne privesc, mergând acum un pic către un alt subiect pe care Sean îl aduce în carte și nu e primul care îl aduce în carte, respectiv îi îndemn pe oameni să facă mici acte de bunăvoință, de bunătate. El e tare frumos, le amintește. Amintește de această metodă la care putem apela pentru a ne energiza și pentru a crește factorul fericire, vectorul fericire, avantajul numit fericire. Și un mic act de bunătate e foarte simplu, dar cu toții zvâcnim când ne auzim numele. Și să încerce cineva, de fapt nu să încerce, că eu mă feresc de cuvântul încerc. Eu fac. Sau intenția mea este să mâine merg la la magazinul din cartier și văd un nume, da? Ioana, îți mulțumesc. Doamna Ioana, vă mulțumesc că... Sau vă urez o zi bună în continuare, Ioana. Am făcut-o de câteva ori și este incredibil.
Incredibil cum mi se luminează fața unui om care se poate 10-12 ore în fața unei mașini de scanat prețuri. E un foarte mic act. Exact, și un act simbolic și practic îi generezi zâmbetul pe fața persoanei respective, iar parcă ziua respectivă pentru tine capătă un sens mai special, mai deosebit. Da? Parcă ești și tu în acea frenezie și în acea bucurie, că uite, ai făcut o bucurie cuiva. Nu mai vorbim, bineînțeles, de actele de caritate sau de actele filantropice, cât de utile sunt și cât de, până la urmă, de generatoare de fericire, pentru că îți dau sens și bucuria aceea că te-ai făcut util și că te-ai pus cumva în slujba sau în folosul unor persoane. De ce ai recomanda această carte și cui? Acum o să glumesc spunând că o recomand în primul rând celor care, adulților, dar aș zice eu că aș merge până la, hai să zic, vârsta de 14 ani, pentru că am întâlnit adolescenți foarte deschiși și la minte și la suflet. O recomand părinților, iar acești părinți să testeze descrierea prin cuvinte simple sau imagini către copii. Pentru că se poate. se poate. Deci o recomand de la 14 ani în sus. Asta e target, asta văd eu și când spun 14 ani am în vedere niște adolescenți cu care am interacționat și știu cât sunt de inteligenți, atât emoțional cât și cognitiv. Da. Iar pentru cei care își doresc poate să cunoască pe omul Sean, pentru că pe mine, de exemplu, mă ajută. Am o carte, dar dacă am ocazia să-l și văd, să văd energia, din ce energie vorbește, și așa am descoperit prima dată prin TED Talk. Să vadă și omul în acțiune, să atașeze o figură unei cărți. Pe mine mă ajută și recomand celor care sunt deschiși și către această tactică, să zic așa, și strategie în același timp, de a înmagazina altfel și pe mai multe planuri un discurs. El narrativ, audio, video. Pentru că suntem plădiți pe atât de multe simțuri de care, și de unele uităm. Sean Eckhart dezvăluie în detaliu felul în care reconfigurarea creierului uman pentru a găsi calea către fericire ne facilitează reușita atât în carieră cât și în plan personal. Dacă nu mă înșel, din ce mi-aduc eu aminte, tu ai și colaborat la revista Cariere. Cu revista Cariere am început o colaborare pe articole online pentru varianta digitală și voi continua cu alte articole. Unde am colaborat și încă colaborez mai mult e pentru pagina de psihologie, unde am tot scris despre curaj, despre fericire, despre creativitate, despre cum să facem să ne creștem reziliența. Uite, e o întrebare pe care am tot văzut-o, să spunem, în diverse contexte și circumstanțe, în tot felul de conferințe, tot felul de speech-uri, în tot felul de postări, de articole și ce mai departe, și prin reviste. Cum îmbinăm succesul sau cariera profesională cu viața de familie, pentru că ambele ne dau sens. Când una nu merge, parcă nu e, da? Cum facem în așa fel încât să le echilibrăm atât de armonios pe amândouă și să avem o viață împlinită, să ne simțim satisfăcuți și împliniți atât din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere, să spunem, personal. Da, asta e o întrebare grea,
la care în următoarea emisiune l-aș invita pe Sean aici cu noi, știi, pe ca personajul numărul 3. Ce pot să spun eu și ce simt să spun, pornind de la exemplu personal, e că, deci, în primul rând, eu lucrez zilnic la asta. Țelul e să fie cât mai echilibrat. Ecuația asta să fie echilibrată. În același timp, eu văd viața așa ca o dodoloață, văd viața rotundă. Și pentru că granițele astea se întrepătund atât de fin, încât uneori se confundă, pentru mine este viața, și nu profesională și personală, viața. De asta, ceea ce cred eu că e foarte important, întrebarea pe care mi-o adresez și o adresez, ca primă întrebare și fundamentală, aș zice eu, că e important să știm, să ne răspundem la întrebarea cine sunt eu. Bună întrebare! Cred că de acolo pornește totul. Da. Și descoperim multe. Și pentru că Herald e un nume pe piața, cel puțin pentru mine și pentru cunoscuți, și pentru că vorbeam puțin înainte de a intra în direct cu privitorii despre Alan Watts. Îi îndemn pe dragii noștri oameni să caute cărțile lui Alan Watts. Și mă gândesc la una acum, care a fost tradusă la noi cu Devino ceea ce ești. Ceea ce ești, da. Pornind de la întrebare cine sunt eu. Da, acolo se întrepătrund mecanismele profesionalului cu personalul și... Da. Eu, de exemplu, spun despre mine că nu m-am cunoscut suficient de bine înainte de experiența Danemarcei. După momentul Danemarca, când am fost confruntată și cu o problemă gravă de sănătate, am aflat și am început să aflu și să mă cunosc mai bine și să știu acum cine sunt. Când avem discuția asta atât de frumoasă. Avantajul fericirii este acum unul dintre cele mai de succes programe de training pentru corporații, recunoscut ca atare la nivel mondial. Odată cu acest volum, Sean Eckhart aduce renumitul program de training mai aproape de fiecare dintre noi și îl face complet accesibil. Pașii către cultivarea avantajului pe care îi aduce starea de fericire în viețile noastre ne sunt explicați prin expunerea celor 7 principii despre care pomeneam noi mai devreme. Totodată s-au făcut în ultimii ani multe cercetări în domeniul neuroștiinței și psihologiei pozitive, menite cumva să dea viață unei așa zise științe a fericirii. Există o știință a fericirii care ne-ar putea, să spunem, ajuta să redobândim starea de bine, starea de armonie, de echilibru interior, de pace sufletească. Da? Și când mă gândesc la pace sufletească, mă gândesc la o pace cu noi înșine și o pace cu ceilalți pentru a fi fericiți. E o întrebare, nu? Dacă există o știință a fericirii. Eu aș zice că există o știință și o artă a fericirii. Că e bine să îmbinăm cognitivul cu sufletul. Și mai cred, și poate aduc o notă discordantă, nu știu, dar cred, vorbind de pozitivism acum, că nu e bine, de exemplu, dacă ceva, să zic, avem ceva care nu funcționează, nu e bine să o ascundem sub preș și să ne așezăm pe chip o mască a pozitivismului, știind că avem vreo câteva dureri, dar le ținem acolo până când izbucnește un burnout sau mai știu eu ce, o depresie. E bine să le dăm voce. Și toate astea duc către, pe termen lung și durabil, la fericirea de care avem nevoie și care e în acord cu cine suntem noi. Deci aș spune nu fericire cu orice preț, ca să afișăm, non-autentic, și când ajungem în casă, între cei patru pereți, să plângem de nefericire. Să ne dăm voie să exprimăm ceea ce simțim. Și
ajută pentru asta, că mă întorc un pic chiar la carte, ca să le mai dăm oamenilor motive de a o citi, de a o căuta, la ceva ce pe mine m-a ajutat, dar eu notam 5 și nu 3 motive de recunoștință zilnice. Eu notam 5 și am făcut exercițiul ăsta în 2014 pentru prima dată pentru 30 de zile și m-a ajutat foarte tare, că atunci eu depuneam eforturi să-mi revin, să mă recuperez după acea afecțiune și intervenție chirurgicală dificilă. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Gabriela Elena Blaga, strateg în schimbare, leadership coach, autor, speaker și am vorbit pe marginea cărții pe care Gabriela ne arată acum și la cameră. Cartea Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart. O carte și deopotrivă un autor pe care vi le recomandăm cu mult drag. Îi mulțumim Gabrielei, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și astăzi. Urmăriți-ne în continuare pe canalul de YouTube Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi împlinitoare și cu sens și lectură plăcută. La revedere! Mulțumim frumos! Numai bine! Vară cu bine în continuare! La revedere!